Deputatul Florian Nicolae a evidențiat importanța depunerii de proiecte și pentru protejarea ariilor naturale care țin de municipiul Giurgiu. Pe lângă avantajele privind protecția mediului, astfel de proiecte pot aduce și fonduri considerabile. Se deschide sesiunea de proiecte la Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Giurgiu are un președinte. Președintele Agenției Naționale de Protecție a Mediului este giurgiuvean. Eu văd că a avut interes domnia sa pentru zona Malu, Vedea, dar la Giurgiu n-am văzut interes, pentru că sunt foarte multe locuri și arii care trebuie să protejate, arii naturale care trebuie să protejate. Arii naturale care pot atrage fonduri suficiente din partea Uniunii Europene pentru protejarea lor. Modernizarea infrastructurii este cu atât mai necesară cu cât înseamnă și confort pentru giurgiuveni, dar și un mediu atractiv pentru investitori, a mai declarat Florian Nicolae. Creăm infrastructura pentru, să zicem, inclusiv pentru șoseaua de centură, pentru dezvoltarea mediului de afaceri. Dar trebuie să atragem, paralel cu asta, și mediul de afaceri, să atragem noi investiții în oraș. Trebuie să reindustrializăm, să participăm, să deschidem porțile pentru reindustrializarea unor platforme, foste platforme industriale, care acum sunt în paragină. Nu în ultimul rând, reabilitarea termică a blocurilor sau anveloparea, cum mi se mai spune, reprezintă încă un obiectiv despre care Florian Nicolae a spus că trebuie tratat cu mare atenție. El a explicat că primăria trebuie să vină cu adevărat în sprijinul asociațiilor de proprietari pentru astfel de proiecte.